acum Hristos a înviat, eu vreau ceva să comentez și să-i spun în poziția asociației terestrice mai categorică, înseamnă că de declarație oficială și diplomatică. Pun întrebarea direct. Va fi atacată Republica Moldova de Rusia sau nu? Și vă răspund, va fi atacată. Faptul constă în că nu știm data când va fi atacată, dar că va fi atacată la sigur. Am următoarele dovezi. Începând cu țarul Petru I și în continuare, dacă urmărim evoluția dezvoltării statului rus și evoluția expansiunilor rusești militare, războaielor militare înspre Bosfor, Dardanele, Balcani, Marea Neagră, aici în regiunea Marii Negre, păi vedem că din 20 în 20 de ani, maxim 25, Rusia provoacă câte un război de expansiune. Deci după 1918, în urma războiului, primul război mondial, Rusia decade militar, economic, revoluția și clar că cedează o parte din teritorii, cum ar fi și Basarabia, în Polonii și Finlanda. Și vedem că după ce Rusia și-a revenit militar, s-a reorganizat economic în anul 1940, atacă Basarabia, atacă Polonia, atacă Finlanda. Deci, după războiul din Afganistan-Vietnam, Imperiul Rus sub masca Uniunii Sovietice iarăși decade economic. Acum și-a revenit. A petrecut reforma militară, a reorganizat forțele. Și vedem că a început operațiunile militare la Caucaz, apoi a urmat Republica Autonomă Crimeea, a ocupat Crimeea și acum se ocupă de Ucraina Mare. Aici e problema. Deci, când va încheia problema cu Ucraina, imediat, dar pe parcurs se prepoate că să revină asupra Republicii Moldova dacă balanța va trece de partea Rusiei. Acum balanța în Ucraina balanțează. Operațiunile militare nu sunt nici în favoarea Ucrainei, nici în favoarea Rusiei. De ce Rusia are așa mare succes în Ucraina? În două cuvinte explic. Iată, eu, ascultând mass mediile, pun problema. De ce armata ucraineană, instituțiile de forță, cum ar fi poliția, nu acționează. Și vă explic prin două cuvinte. Atâta timp cât s-a aflat Ianukovici la putere în cadrul statului ucrainean, a schimbat cadrele de conducere militare și le-a pus pe cele proruse. De ce aceste unități acum nu acționează? N-are cine conduce. Același lucru s-a întâmplat și în perioada de dictatură comunistă în cadrul guvernării lui Voronin. Mai mult ca atât, în Republica Moldova, la ziua de azi, sunt mai mult de 50 de organizații obștești, analogice asociației Tirastighina, dar asociația Tirastighina este o asociație pro-națională, iar cele sunt antinaționale, bine finanțate de Rusia, care pe orizontală duc o poliție antinațională, antivector european. Iată, aceasta pe mine mă convinge de zi cu zi că vom fi atacați, numai nu știm data când. De ce ea? Eu îi solicit președintele Republicii Moldova, Consiliului de Securitate Națională, unde este ca membru ministrul apărării, ministrul de interne, directorul Serviciului Informații și Contrainformații, prim-ministru, președintele Parlamentului, ca să atârni foarte serios de această problemă. Să intervină cu acțiuni concrete. Ministrul apărării în genere trebuie ca să revizuiască toate cadrele militare, rezerviste. Și chiar n-ar fi rău ca să organizez careva contanamente de pregătire militară, să fim gata ca să apărăm Republica. Ca asociație obștească, în componența căruia marea majoritate sunt militari și sunt ofițeri a Ministerului de Interior, a Ministerului Apărării, noi declarăm oficial că astăzi suntem gata să susținem președintele Republicii Moldova, prim-ministru, ministrul de Interior, ministrul Apărării, în caz de necesitate. Tot depinde de atitudinea și acțiunile care le vor întreprinde ei. Avem bună încredere în ministrul apărării actual numit. În unii mass media îl discreditează, precum că morala armatei este la pământ. Generalul Troienko este un veteran al războiului pentru independență, are o experiență de conducere cu instituțiile de forță,
de mulți ani, este bine pregătit teoretic, mai este și profesor universitar, este un om potrivit la momentul potrivit. De ce eu vin și cu încurajarea întregii populații, nu-i chiar atât de această pugălă rusească, e nu-i atât de sperietoare, cât se declară în mass media. Dacă ne vom pregăti, vom fi vigilenți, noi vom face față lucrurilor. Totodată, vreau să zic că de unii singuri nu ne vom isprăvi. Dacă nu ne va ajuta România, Polonia, nu ne vom uni cu țările baltice și nu ne va ajuta NATO, succes în fața Rusiei noi nu vom avea. Vom opune o rezistență mare. Se va vărsa sânge. Dar de unii singuri nu vom rezista. De ce? Iată această declarație care a fost făcută de doamna Pavlicenko este comună, este poziția noastră, este poziția și a celorlalte asociații, că am contactat cu ei la telefon din cadrul Consiliului Unirii, și alte asociații obștești din Republica Moldova. Iată pe scurt ce am vrut să vă informez. Vă mulțumesc pentru atenție. Acum vă informez că voi pleca la o ședință a instanței judecătorești. De ce îmi cer scuză? Trebuie să plec.